resistenza, una cu performanțe notabile, una în care să reușim să reclădim ce s-a stricat anul trecut școlar în timpul pandemiei, prin întreruperea cursurilor. Sperăm să trecem împreună cu bine de ultimele încercări care pandemiei și să avem învățământ fizic cât mai mult timp. Este un lucru pe care ne dorim cu toții, de la conducerea țării până la conducerea inspectoratului a școlilor și cu siguranță, până la ultimul beneficiar de sistem, adică părinți și copii. Este un an pe care ne dorim cu liniște, pentru că este mult de lucru. Sunt foarte multe proiecte începute pe care vrem să le ducem la bun sfârșit. Sunt multe acțiuni pe care vrem să le facem în pionerat. Și pentru asta vreau să vă prezint echipa, care cred eu că o nouă viziune și o nouă abordare în continuarea celor deja existente în sistem vor face o diferență și vor aduce un plus școlii botoșănești. Este o echipă constituită din doi colegi care au activat și până acum în inspectoratul școlar pe posturi de inspector și care vor prelua exact în coordonarea atribuții pe care le-au avut și pe care le cunosc foarte bine. Este vorba de doamna inspector școlar general adjunct Ana Maria Loghin, a fost și purtătorul de cuvânt al instituției și foarte conectată la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă și a relaționat foarte bine cu colegii și cu școlile și cu dumneavoastră, sper. Va coordona departamentul de curriculum și inspecție școlară și domnul inspector școlar general adjunct, Bogdan Sârciuc, care va coordona departamentul de management, cel în care a lucrat până acum. Ambii, am mai spus-o și mă mândresc cu asta, au fost și directori de școli înainte de a fi inspector școlar, așa încât cunosc foarte bine problematica sistemului. Echipa pe care o vedeți conține de asemenea veterani, inspector cu foarte multă vechime în inspectoratul școlar, dar și inspector aflați astăzi pentru prima dată în această poziție, în această funcție de normare și control în diferite roluri de inspector școlar pentru discipline sau pentru proiecte sau pentru alte domenii de activitate. Cu toții sunt profesori cu experiență, oameni care au demonstrat calități profesionale foarte bune la școlile la care au activat și cu siguranță că vor face și în inspectorat echipă și vom face lucruri bune și frumoase împreună pentru copii, pentru recredibilizarea sistemului și pentru readucerea lui acolo unde credem noi că îi este loc. Învățământul botoșănean se confruntă de foarte multă vreme, poate din totdeauna, cu lăsare în urmă, la fel ca toată zona geografică în care ne aflăm, ca trei județuri. Învățământul nu poate fi exclus din area teritorială a județului Botoșan. Știm foarte bine că stăm rău și la drumuri, știm foarte bine că avem probleme în toate domeniile de activitate. Dar noi vrem să readucem învățământul sau să-l ducem acolo unde credem noi că trebuie dus, un pic mai sus, pentru că se poate, pentru că avem copii extraordinar de mulți, avem copii care înregistrează performanțe notabile an de an, avem copii care în toate disciplinele, la toate materiile, excelează. Iată doar ultimii cetățeni de onoare din Botoșanului. Ce mândri ne-am făcut și ce bucuroși că sunt absolvenți ai școlii botoșanene. Vrem mai multe vârfuri și
avem de gând să ducem proiectele în continuare, sunt proiecte cu fonduri europene pe care știți foarte bine că le desfășurăm în inspectoratul școlar. Avem și altele pe care le-am început în urmă cu ceva vreme și n-am reușit să le duc la bun sfârșit în primul mandat, în 2009-2012. Și mă refer aici la Biblioteca Profesorului și la înființarea unui centru cultural care să ofere profesorilor botoșăneni cadruri pentru lansare de carte, pentru prezentarea unor activități, a unor proiecte personale sau de sistem importante pentru dumneavoastră și pentru noi toți ceilalți.